Victor Ponta, atac sub centuri la adresa lui Liviu Dragnea, ironie din cauza Irinei Tăinase. Fostul premier, Victor Ponta, susține că în spaiul public se discut foarte multe subiecte, mai puțin cele care afectează viitorul economic al RI. În context, Victor Ponta arată ce se vorbește despre familia tradițională, întreabă retoric dacă nu cumva Dragnea e cel mai bun exemplu de familie tradițională. Se discuta la televizor zi de zi despre statul paralel, despre referendumul pentru familie în USA, că Liviu Dragnea este cel mai bun exemplu de familie tradițională, despre Coldea și Covesi. Și în fiecare zi viața noastră adevărată este afectată pentru anii care urmează, iar guvernul ne fura azi banii noștri care ar trebui să ne asigure viitorul. Eu am atras atenția ca în 2017, în fiecare lună a anului, 1 miliard de euro a ieșit din țară prin deficitul comercial, importam mai mult decât exportam. În 2018 lucrurile arată deja mai rău și vom avea în jur de 15 miliarde de euro care ne ies din țară pentru cei care ne vând tot felul de lucruri, de la mancare la mobila și autoturisme pe care le cumpărăm din import, deși avem și producția noastră internă, dar nimeni nu spune nimic de asta. Pentru ca produsul intern brut a crescut din consum și nu din investiții, pe hartie guvernul poate să facă deficit mai mare, adică să cheltuiască mai mult decât are bani încasati la bugeta sa, ca la cei 15 miliarde de euro de la punctul 1 adăugat în ca minim 5 miliarde de euro, plus dobanzi, împrumuturi pentru finanțarea acestui deficit egal, iată acum ajungem la 20 miliarde anual pe care o să îi plătim în anii care urmează. Pe bune dreptate l-am criticat pe Basescu în 2010 când ne-a făcut să împrumutăm 20 de miliarde de la FMICBM. Pai guvernele lui Dragnea ne paradesc de 20 miliarde în fiecare an și nu mai zice nimeni nimic. Anul trecut, ca să facă rost de bani, guvernul a tăiat investițiile publice și a luat toți banii obținuți de companiile de stat, profituri făcute prin reformele și managementul din 2013 la 2016, aceste companii nu mai fac investiții, nu mai modernizează nimic din infrastructura, doar salarii mari la noi se fi numiti politic de PSD sau ALDE. S-a ajuns în 2017 țara care a avut cea mai mare creștere din Europa, cred și din lume, a prețurilor la energie egal, factura la persoane fizice și firme a crescut substanțial, dar nimeni nu se plânge. Dincolo de minciunile spuse la televizor și în Parlament pe tema fondurilor europene atrase, toți ministrii au invatat smecheria ca la steagurile lui Tristan Da, să numere banii de la agricultura când sunt întrebati de fondurile structurale și de coeziune, adică să adunme recupere, cifrele Comisiei Europene pentru România sunt clare egale absorbție 4,7 pentru exercițiul financiar care se termina în 2020. Restul e prosteala și propaganda televizată, dar nu ne interesează. Cea mai mare hotie comunistă este furtul banilor de la pilonul 2 de pensii, unde au cotizat cei cu vârsta sub 47 de ani, adică cei tineri, dinamici,
cu salarii mai mari și care nu vor lua banii mai devreme de 2035, adică banii care erau pusi să asigure pensia celor mai tineri sunt cheltuiti azi ca să acopere gaurile guvernului incompetent, iar în 2035 nu o să fie bani nici pentru pensiile de stat de la pilonul 1, nici pentru cele private de la pilonul 2. Dar nu se plânge nimeni. O minciună comunistă este povestea că sistemul va fi opțional. Decid eu dacă îi dau bani acum guvernului să îi cheltuie și îmi dă el mie de unde? Virgule, peste 20 la 25 de ani sau îi pun la un fond privat. Păi tocmai asta era ideea înființării pilonului 2, să reducem riscul și povara pentru stat să plătească pensii când nu mai are bani. Deja deficitul la fondul de pensii este uriaș și crește în fiecare an. Suntem la fel de inconștienti și incompetenți ca și înainte de criza din 2009, când va veni următoarea o să suferim la fel de tare, pentru că nu vrem să învățăm niciodată nici măcar din propriile greșeli, arată Victor Ponta, pe pagina personală de Facebook.